Isteria face și victime. În urma cozilor interminabile formate la benzinărie ieri seară, o tânără a ajuns la spital. Aceasta ar fi fost lovită în cap de un alt client din cauza faptului că nu ar fi respectat rândul la pompă. Scene șocante au avut loc miercuri seară la o benzinărie din țară. O tânără în vârstă de 22 de ani a ajuns la spital după ce a fost lovită în cap. Mii de români au luat cu asalt stațiile de carburanți din toată țara. Miercuri seara, în urma apariției zvonurilor potrivit cărora, prețul la carburant ar urma să crească foarte mult. Oamenii au stat ore în șir la benzinării să alimenteze, iar cozile s-au întins pe kilometri întregi în multe orașe din țară. Nervii și lipsa de răbdare și-au spus cuvântul, iar de aici până la scandal nu a fost decât un singur pas. Un incident grav s-a petrecut la o benzinărie din Iași, unde o tânără de 22 de ani a fost lovită de un alt client pentru că nu ar fi respectat rândul la pompă. Aceasta ar fi înaintat pe nedrept să-și alimenteze mașina cât mai repede. Femeia a fost transportată la spital, unde a primit îngrijiri medicale. A fost un apel la 112 că la o benzinărie de pe strada Sfântul Andrei a avut loc o agresiune fizică asupra unei persoane de sex feminin de 22 de ani. Ea a suferit un traumatism craniocerebral, fără pierderea cunoștinței. A fost dirijată la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, a declarat medicul șef UPUS Murd Iași, Diana Cimpoieșu, potrivit news.ro.